După ce de aproape 2 ani își duc traiul în fostul sediu al gardienilor publici, într-o clădire care stă să se dărâme, astăzi și aproape 30 de membri ai familiei au rămas fără energie electrică. Primăria nu le-a mai putut suporta costurile pentru apa consumată și nici pentru curentul electric, așa că familia s-a trezit cu lumina tăiată. Ce se întâmplă cu noi, numai domnul primar știe. Am înțeles că nu ne dă afară, că dar până ne dădea afară trebuia să ne lase lumina, că-s copii, trebuie să înveți copii, trebuie să fii spălat, să fii curat la școală. De altfel spune că nu trimitem copiii la școală. Noi ne trimitem copiii la școală, dar putem să trimitem un copil ce gust la școală? Și cu de la lumină vă și încălzeați? Da, nu, am un calorifer care mă încălzeam la el. Acum nu mai am cu ce să mă încălzesc. Ne tăia gazele de lumină. La gaz mai făceam un foc afară pe pirostrii și făceam mâncare. Dar acum nu mai avem nici lumină, nimic. Întuneric, beznă peste tot. Și aici? Distui. O groază de ieșit. Noaptea nu mai spunem noaptea, că nu putem să dormim cu becoapă. Urcă pe vase, pe mâncare, nu putem să ținem. O agățăm mâncarea în cui, o agățăm, că nu avem în altă parte unde. Și acum s-a obligat, nu mai trimit copiii la școală, n-am cu ce să-i... Nu poate să învețe că e întuneric, beznă, n-am ce să le fac. Oamenii spun că de-a lungul timpului au făcut numeroase sesizări și solicitări pentru ca primăria să le pună la dispoziție măcar un teren pe care ei să își improvizeze un imobil. Au ajuns și la Avocatul Poporului, instituția care i-a salvat luna trecută de la evacuare. Acum membrii familiei vor să continue demersurile începute și în final să obțină un acoperiș pentru ei și pentru cei 15 copii. O legătura cu Avocata Poporului, în care domnia sa a spus să... facem o cerere, o plângere către primăria din Buzău, în care să solicităm un contract pe o anumită perioadă sau ceva la mână în care să noi să putem încheia contracte cu energia electrică și cu compania de ape. Deoarece așa ceva nu se poate face pentru că clădirea e deja în curs de demolare. Familia numeroasă care a locuit pe strada Victoriei a fost evacuată în urmă cu aproape 2 ani din acea locație. Membrii s-au mutat pe prundul Buzăului până au fost luați de ape, apoi au ajuns în imobilul degradat de pe strada Colonel Buzoianu, de unde riscă să fie evacuați în orice moment.